Astăzi, pentru că este Halloween-ul, vom testa mituri înfricoșătoare pe Minecraft. Rămâi până la final să nu ratezi niciun mit din acest episod. Începem și cu primul mit din acest episod și este chiar din launcher. Avem aici ceva special făcut de Halloween. O să dăm drumul și la sunet și putem vedea acest guest care a apărut pe launcherul nostru. Trebuia să se bage neapărat ceva de Halloween și uite că au băgat ceva. Bă, îmi distruge launcherul. Mama a dat cu fireball. Ia uite, iară dă. Alo, domnul guest? Hai că mi-am făcut calculatorul, ești nebun. Primul mit n-a fost atât de wow, dar ați văzut că au băgat acolo ceva special în launcher fix acum de Halloween. Dar următorul mit este foarte, foarte dubios. Am găsit poza asta pe Reddit, iar un om a susținut că a găsit chestia asta foarte, foarte dubioasă. Ia omorâm mama acestui copilaj, vedeți că e acolo, este un bebeluș de porc și fix după ce i-a omorât mama a făcut o gură foarte, foarte mare și cica a scos un sunet super ciudat. Acum, eu nu știu dacă e adevărată chestia asta, pare destul de fake, dar cel mai bine testăm. Cum știți care e problema să găsim o mamă cu puiul său? E destul de greu să găsești chestia asta. Am mai găsit ceva porci, dar sunt toți mari, adică nu e unul micuț. Trebuie să găsim efectiv un pui de porc cu mama lui. Băieți? Am găsit o cruce? Mă, ce? Stai mă că ăsta nu e mitul de azi. Bă, eu aveam un mit cu... Ok. Am găsit mare cruce pe... harta mea. Ok, nu știu dacă e pură coincidență și... Nu, ok, nu o să mai comentez. Ok, știi ce mi se pare ciudat? Că se spawnează fix 4 porci. Ok, fiți atenți. Am găsit 4 porci aici. Aici sunt... 3 porci, ok. 3 porci aici, dar nu găsesc niciun pui. 4 porci aici, iară 4 porci, iară 4 porci, iară 4, doamne, numai 4, 4, 4. Deci nu știu cum am găsit omul ăla fix 2 porci, mama și copilul. Opa! Boys! Mamă, ce am găsit! Deci avem 2 porci mici și 2 porci mari. Mama, am stat vreo 5 minute să găsesc așa ceva. Mamă, fii atent că o să fie interesant. Acum știți care e chestia? Cred că asta e mama lor, că se ține după ea. O să iau un topor ca să mor doar pe mama. Care e mama? Asta e mama. Și haide să vedem dacă este adevărat acest mit sau nu. 3, 2, 1 și... Bă, n-a făcut absolut... S-a blocat. Mă, ce? S-a blocat porcul. Ah, s-a deblocat, am înțeles. Ok, hai să încercăm și să omorăm și porcușorul ăsta, ia să vedem. Opa, și nu se întâmplă absolut nimic. Acum nu știu dacă contează că au fost 4 porci sau trebuia să fie doar 2. Nu-mi dau seama de chestia asta, e posibil să fi făcut eu greșit. Dar scrieți voi în comentarii dacă credeți că asta e adevărată sau nu. Momentan am văzut că nu funcționează. Credeți că e adevărată sau nu? Înainte să începem cu următorul mit, v-aș ruga să lăsați și voi un like acolo dacă mai vreți să facem episoade de genul în continuare. M-ar ajuta și pe mine să dați un subscribe, să nu ratați următoarele episoade, că am văzut că majoritatea se uită la episoade, dar uită să mai dea subscribe. Următorul mit l-am găsit pe TikTok, o să vă arăt imediat TikTok-ul și este legat de un iglu. Haideți să vedem TikTok-ul despre ce vorbește. În primul rând, hai să vedem despre ce este vorba în acest TikTok, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant. L-am salvat acum câteva zile și am zis că, bă, trebuie să-l pun neapărat în episod. Haideți să vedem despre ce e vorba. We use Steve to explore the world of Minecraft, build a house, climb that new mountain, explore the mysteries of the caves, okay. Grab a pet to watch the sunset, and we don't know much about Steve as the main character. Deci zice el că nu prea știm foarte multe lucruri despre Steve, adică nu știm background-ul lui, de unde vine, cine este și așa mai departe, și el vine cu o teorie interesantă. Or do we? What if I told you guys I came across this igloo in the snow biome, and you probably have okay. too. And when you walk inside, you're greeted by a room with a door that leads down to the basement. And in this basement there's a villager and a zombie villager trapped. This is Minecraft. Știți deja acest iglu, că putem găsi aici jos, dacă nu știați, aflați un lucru nou. Și acest villager, uitați ce zice despre el. Hinting to us that you can cure a zombie villager to its normal villager state once infected. But my question is, who did this? Who put these villagers down there? And why does Steve have the same outfit as a regular zombie? Deci, uitați-vă cât de asemănător e skinul lui Steve, e unul la unul.
Steve cu zombiu are aceeași cămașă, aceeași pantaloni, uitați-vă. Deci nu e diferență. Și el zice că s-ar putea ca Steve să fie zombie. Doar uitați-vă ce zice. Regular zombie. And when you try to cure a zombie, you can't cure it. Like you can to the villager zombie. This is my theory about Steve. Steve was actually a zombie that was somehow cured by a villager. Mamă, deci ce zice el? Că Steve a fost cumva transformat din villager, din zombie în ce e el acum, pentru că și villagerii practic se pot transforma înapoi dacă devin în zombie. Și nu știu, asta e foarte ciudat. Bă, nu știu, hai să intrăm în iglu ăla, pentru că e foarte, foarte dubioasă treaba. Ia să vedem, iglu ăsta nu are aici. Sunt câteva igluri, da, cu structuri cu iglu, care nu au d-astea în jos, dar trebuie să găsim unul care are și chestia în jos cu villagerul. Ia să vedem dacă iglu ăsta are ce căutam noi. Ați văzut, toate arată la fel, dar are aici un trapdoor. Deci este un iglu mai special, să zicem așa. Și aici, deci uitați-vă, cine a făcut treaba asta aici jos? Deci, cineva a făcut acest mini laborator cumva ca să pot salva acest villager. Avem stânga și dreapta și ne dă fix aici o poțiune pe care o putem folosi pe el. Ia să vedem. Weakness, ne trebuie o poțiune de weakness. Ăsta e villager normal și ăsta e un villager practic infestat. Și dacă dăm noi poțiunea și după aia îi dăm golden apple-ul, practic îl transformăm înapoi în villager. Ia să vedem, ia să vedem. Ar trebui din secundă în secundă. Vreau să văd eu acum cum se transformă. Și o să încercăm și cu un villager normal. Cu un zombie normal, pardon. Ia să vedem, zombie. Ar trebui să meargă și cu un zombie normal? Ia să vedem. Aoleo, unde am ajuns, mă? Am înțeles. Da, cred că nu putem. N-avem unde să punem. De ce nu merge? Ia să punem un zombie normal. Dăm poțiunea de weakness. Și nu merge să-i dai, bă. Păi și care-i faza cu Steve? Mă rog, eu nu sunt Steve, dar înțelegeți. Ăsta nu merge? Trebuie să-l las, să plec de lângă el? E și ciudat sunetul pe care îl face când îi dai asta. Doamne, deci auziți ce sunet e? Dar nu se transformă. Mă, ce are, mă, de Halloween nu vrea să se transforme? Ok, o să lăsăm mitul ăsta aici pentru că e prea dubios. Vreau să aud doar părerea voastră în comentarii dacă credeți că Steve este un zombie. Următorul mit spune că avem ceva interesant la outposturi și anume niște închisori. Hai să vedem dacă găsim la outposturile astea și uite că avem prima închisoare. Deci practic outposturile astea, eu am mai văzut chestiile astea și sunt niște iron golem aici închiși, dar întrebarea e de unde până unde iron golem închiși, nu știu. Mi se pare că Minecraft-ul ascunde foarte multe secrete și poate chiar găsim pe aici ceva interesant, un secret. Aici un crafting table. Bă, nu știu, mereu mi s-a părut ciudat acest outpost. Adică gen, n-are nicio logică. Astea ce sunt, sperietori de ciori? Ce ar trebui să fie astea? Nu știu ce să zic despre chestia asta. Aici mă uitam dacă e ceva ascuns. Și ăsta, nu știu, cum a ajuns aici? Cum l-au băgat aici? Pentru că eu știu că e destul de puternic Iron Golem-ul, n-are cum să fie așa băgat de niște, de niște pillageri. Și aici sus avem un chest din câte știu eu, da? Așa, avem un horn, ia, dăm cu hornul. Ta-da! Da, nu s-a auzit. Da, nu știu, e plecați toți pillageri în vacanță. A, uite unul acolo. Dar e foarte, foarte dubios. Uite, s-au spawnat acum. S-au spawnat acum, dar nu s-aude asta. Deci doar uitați-vă ce bucată le dă. Două bucăți. Cum l-au pus pe ăla acolo? Asta e întrebarea mea. Cum l-au pus pe domnul Iron Golem în dita mai cușca? N-are logică. Hai să mai căutăm, poate e doar în ăsta. Am găsit aici un outpost. Ia să vedem outpostul ăsta. What? N-are nimic pe lângă el? Mă, ce se întâmplă? E prima dată când văd un outpost fără nimic pe lângă el. Bă, nimic! Zici că e pus cu creativ, cu, nu știu, schematica. Mamă, ce se întâmplă? Asta chiar e foarte dubios. Deci gândiți-vă că toate outposturile au ceva pe lângă. Ăsta n-are nimic, bro. Deci absolut nimica. Ok, asta e prea dubios. Opa, am găsit o mină sub.
Da, e o mină conectată aici. Da, nu, cred că e nimica. N-ar trebui să fie ceva în mina asta. Ia că se duce mina asta. Se duce... Bă, că se duce. Ah, și aici s-a oprit. Ok, deci e conectată cumva cu outpostul ăla, dar faptul că nu e absolut nimic pe lângă el mi se pare foarte, foarte scary. Ia că am mai găsit unul în savană. Uite, vedeți ăsta măcar are ceva. Are așa niște corturi, mai are niște buturuși de astea pe aici, pe jos. Și ăsta nu are pe cineva prins. What? Mă, ce? De ce are cap de pumpkin ăla? Ok. Deci ăsta nu are prins pe nimeni. Nu știu, e ciudat rău. Adică câteodată e cineva, câteodată nu e. Bă, da, eu o să plec de aici, gen, că mi se pare ciudat. Următorul mit... What? De unde a picat apa aia? Ok. Episodul ăsta se devine din ce în ce mai interesant, pot să zic. Următorul mit este legat de acest portal. Și, sincer să fiu cu voi, m-am întrebat mereu de ce nu pot să aprins portalul din Ancient City. Și, pe lângă chestia asta, sunt destule multe chestii ciudate în acest Ancient City. Nu știu dacă știați, dar aici, jos de tot sub el, este o încăpere. Deci, uitați-vă, este o încăpere aici cu ceva semnal de redstone care n-are nicio logică, adică gen... Absolut nicio logică. Uitați-vă la semnalul ăsta. Spuneți-mi și mie ce înseamnă semnalul ăsta, că eu nu știu cu redstone. Adică gen vine un repeater în glass, gen n-are niciun sens. Și pe aici nu mai e nimic. Adică efectiv sunt doar camerele astea. Avem aici, o știu, iară niște sisteme, ceva, nu știu, cred că domnul Warden încearcă să învețe niște sisteme de redstone. Ar trebui să dea un telefon la Minecraft, să-i trimit o carte, ceva. Foarte, foarte multe lumânări aici, dacă vă uitați. Efectiv, sunt o grămadă de lumânări. Aici e apă. Ok, n-am văzut niciodată chestia asta. Și dacă vrem noi... Ok, ăsta e albastru pentru că e Soul Sand sub, nu? Da, deci ăsta e albastru pentru că e Soul Sand. Și dacă vrem noi să-i dăm foc aici, uite, dacă îi dăm pur și simplu așa foc, nu se întâmplă nimica. Poate există vreo soluție să-i dăm... A, uite, că sunt astea. Poate nu ne lasă astea să dăm foc. Hai să le spargem pe toate. Mamă, îl spawnăm și pe domnul Warden. Da, aparent nu merge. Și dacă punem Soul Sand, la fel. Nu merge. Mi se pare foarte, foarte dubios. Ok, cred că o să spawnez pe domnul Warden. Dar ce mai e pe aici? O să plec, că îl spawnez acolo. Aici e un fel de turn de veghe? Ok, cobori în jos, dar nu-i nimica. Nu știu, mie mi s-a părut mereu ciudat Ancient City-ul ăsta. Disc Fragment. Ok, Soul Torch. Nu știu, poate ne ajută să dăm... Încă un portal! Mă, ce? De ce sunt două portale aici? Carpet? Mă, ce carpetul ăsta pe aici? Cine a venit aici să redecoreze? A vrut cineva să redecoreze. Nu știu, mi se pare dubios rău, mamă, bine că am lumină, că dacă n-aveam lumină, genera jale. Da, mă, n-ai cum să dai foc la asta. Era tare, chiar era tare să putem da foc cumva la portalul ăsta și să ne ducă în altă dimensiune, să mai bage cei de la Minecraft încă o dimensiune, gen cum e Nether-ul. Deci, cu părere de rău, acest mit cu portalul este fals. Deci nu ai ce să faci la acest portal, efectiv e un portal doar așa de... cum să zic, estetic, dar poate o să facem ceva într-o zi cu el, nu știu, chiar poate facem ceva într-o zi cu el. În rest, nu are nimic pe aici, am mai spart eu să văd, bă, poate are ceva, un ce secret, ceva de nu am găsit noi, dar nu are, are doar chestia aia de sub. Cam atâta cu mitul ăsta, mi se pare... destul de nașpa că nu merge. Era tare să mai avem încă o dimensiune. Și următorul mit, bă, l-am mai menționat din când în când, dar totuși mi se pare foarte, foarte ciudat și cred că merită să-l mai menționez și în acest episod special de Halloween. Bă, și el are pumpkin. Mă, ce se întâmplă? Bă, a dispărut ăla din fața mea. Eram în fața lui, a dispărut. Cred că nu o să mai intru în viața mea pe harta asta. Și ultimul mit este legat de o entitate demonică, aș putea zice. Este vorba de Killer Bunny. Dacă avem această comandă, vedeți comanda asta de jos, și o tastăm, am spawnat cel mai drăgălaș și, nu știu cum să zic,
inofensiv la prima vedere, dar în același timp unul dintre cele mai periculoase creaturi din Minecraft. O să vă demonstrez, da? Ne pune pe survival, ok. Ar trebui să ne vadă din secundă în secundă. Ne-a văzut și uitați-vă la el. Vine spre noi, o să zici, mamă ce drăgălaș. Și ne-a dat 4 inimioare aproape. Ok, deci ăsta e Killer Bunny, care e un fel de iepure posedat. Eu îl văd că are niște ogroși gen și uitați-vă cum vine spre noi. Mamă, mă moară. Nu, stai acolo. Și am remediu pentru el. Deci fiți atenți cum puteți să-l calmați și puteți să-l găsiți pe survival. Adică se poate găsi pe survival de o șansă extrem de mică. Adică gen e o șansă, cred că 1 la 1 milion. Dacă aveți Golden Carrot la voi, fiți atenți. Ia, fii atent. Dacă aveți Golden Carrot la voi, îi dați. Nu mai... Alo? Nu vă mai atacă. Ne atacă? Nu ne mai atacă. De ce nu ne mai atacă când avem Golden Carrot? Uite, am scos Golden Carrot, m-a atacat. Dar... Bă, m-am murit cu Golden Carrot. Mă, ce se întâmplă cu mitul ăsta? N-am înțeles nimica. Și vedeți acolo The Killer Bunny. Deci eu nu i-am dat nume, efectiv l-am spawnat doar și chiar există acest iepure demonic. Sper că v-a plăcut acest episod special de Halloween. Un like acolo dacă mai vreți episoade de genul. Ne vedem diseară pe live. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!